Cu mulți ani în urmă, pe când coboram de-a lungul fluviilor Tigru și Eufrat, împreună cu un grup de călători englezi, aveam drept călăuză un bătrân ghid arab pe care îl angajasem în Bagdad. Și am reflectat de multe ori la anumite asemănări între acel ghid și bărbierii noștri în ceea ce privește modul de gândire. El credea că datoria sa nu era doar aceea de a ne călăuzi de-a lungul acelor râuri și de a se limita la a face doar ceea ce era plătit să facă, ci și de a ne spune povești neobișnuite și bizare, străvechi și moderne, străine și familiare. Pe multe dintre acestea le-am uitat și mă bucur că am făcut-o, însă pe una dintre ele nu o voi uita niciodată. Bătrâna călăuză îmi ducea cămila ținând-o de căpăstru de-a lungul țărmurilor acelor fluvii străvechi și îmi spunea poveste după poveste până m-am plictisit de povestirile sale și am încetat să mai ascult. Niciodată nu i-am purtat ranchiuna acelui ghid pentru faptul că s-a înfuriat, fiindcă eu nu l-am mai ascultat. Însă țin minte că și-a scos sticlia de pe cap și a agitat-o prin aer descriind un fel de cerc pentru a-mi atrage atenția. Îl vedeam cu coada ochiului, hotărât fiind să nu-l privesc drept în față de teamă că o să-mi spună altă poveste. Dar deși nu sunt femeie, l-am privit în cele din urmă și imediat ce am făcut-o, a început altă poveste. Acum vă voi spune o poveste pe care o păstrez pentru prietenii mei deosebiți, a zis. Când a pus accentul pe cuvintele prietenii mei deosebiți, am început să ascult. Și de atunci m-am bucurat mereu că am făcut-o. Mă simt recunoscător pentru faptul că 1674 de tineri au terminat facultatea ghidându-se după această prelegere, iar ei se bucură la rândul lor că am ascultat.